domnilor consilieri. Astăzi avem dispoziția numărul 154 din 26.07.2021. Înainte de a începe ședința extraordinară de astăzi, vreau să salut prezența domnului prefect aici. Mulțumesc. Și pe invitație dumneavoastră aici. Sper ca să avem o ședință plăcută, deschisă. Consiliul Local al Comunei Peja, județul Bacău, se convoacă în ședința extraordinară pentru ziua de 30.07.2021, ora 10.09, cu participarea fizică în sala de ședințe a primăriei Comunei Peja din strada Unirii numărul 214, Peja, județul Bacău. Materialele înscrise la ordinea de zi vor fi comunicate și format electronic și sunt următoarele. Aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 31.05.2021. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Peja pentru o perioadă de cel mult 3 luni, începând cu prima ședință din luna iulie 2021. Inițiator Petru Iștoc. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizarea și derulării la nivel local la procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor, acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru perioada 2021-2023. Inițiator Petru Iștoc. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare durabilă a Comunei Peja, județul Bacău 2021-2026. Inițiator Petru Iștoc. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de acces în favoarea SC Orange România SA pentru instalarea pe raza UAT Peja unui traseu de fibră optică în vederea executării lucrărilor de construire rețea fixă de telecomunicații IFTTH Orin în Comuna Peja, județul Bacău. Inițiator Petru Iștoc. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local al Comunei Peja la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și a perioadei persoanei adulte cu handicap pentru anul 2021. Inițiator Petru Iștoc. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Peja, județul Bacău. Inițiator Petru Iștoc. Proiect de hotărâre privind primirea UAT Bereș Bistrița în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, ADIP, și modificarea actului constitutiv și al statutului acestuia. Inițiator Petru Iștoc. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului Ziua Comunei Peja în data de 08 august 2021. Inițiator Petru Iștoc. Proiect de hotărâre privind acordarea diplomei de onoare și plata unui premiu pentru familie care aniversează 50 de ani de la căsătorie. Inițiator Petru Iștoc. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului Comunei Peja, județul Bacău pentru trimestrul 2 al anului 2021. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerilor prealabile înaintate de către domnul Codorin Petru împotriva hotărârilor Consiliului Local Peja numărul 6 din 24.03.2021 și 36 din 31.05.2021. Inițiator Petru Iștoc. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui budescavator 96 cai putere 4800 cm cub cu încărcător multifuncțional 2350 mm, capacitatea 1,2 m cub cu furi și dinți, baraj, braț excavator, telescopic, cupă 600 mm și capacitatea de 0,174 m cub. Inițiator Petru Iștoc. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor tehnice și financiare survenite în execuția lucrărilor pentru reabilitare și modernizare grădința numărul 1 Peja, Comuna Peja, județul Bacău, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală și bugetul local, inclusiv actualizarea divizului general al investiției. Inițiator Petru Iștoc. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, aprobarea listei de investiții, actualizarea pentru anul 2021 și aprobarea finanțării din excedentul anilor precedente. Inițiator Petru Iștoc. Prezentarea procesului verbal numărul 5907 din 03.06.2021 și 6034 din 08.06.2021 privind alegerea delegatului sătesc în satele Somușca și Valea Mică și la diverse.
Proiectele de hotărâri vor fi comunicate celor trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local, fiind invitați să depună amendamente asupra proiectelor până la date 29.07.2021, ora 15. Secretarul general al comunei și personalul aferent compartimentului Secretariat Relații cu Publicul din cadrul aparatului de specialitate al primarului răspund deducerea la îndeplinire al prevederilor dispoziției. Împotriva prezentei dispoziții se poate face contestații de către cei interesați în condițiile legii contencioasului administrativ numărul 554 din 2004, cu modificările și completările ulterioare. Prezenta dispoziției va fi comunicată instituției prefectului județul Bacău și va fi adusă la cunoștința publică prin afișare pe site-ul instituției respectiv pe www.primariacresa.ro. Putem începe, domnule. Supunem la vot proiectul de zi. Înainte de a supune la vot, pot să iau puțin cuvântul, mă rog, domnule președinte. Bună ziua, în primul rând, doamnelor și domnilor. Îi mulțumesc domnului prefect pentru că a dat curs invitației noastre de a fi prezent în această ședință a Consiliului Local Cleja. Domnul prefect se află în comuna noastră pentru a doua oară. Prima oară a fost invitat împreună cu domnul Lucian Stanciu Vizcău, primarul municipiului Bacău, la evenimentul Cleja ține pasul, iar acum este în calitate oficială. În primul rând, ca să trecem la ordinea de zi, i-aș propune domnului primar să scoată un anumit număr de proiecte, pentru că nu îndeplinesc anumite condiții și avize. Și aș vrea să reamintesc că această ședință extraordinară este în caz de forță majoră. Citez din articolul 134, aliniatul 4, de maximă urgență. Foarte multe proiecte din acestea, de pe ordinea de zi, nu îndeplinesc condițiile pentru ședința extraordinară. Și atunci îi propun domnului primar să le scoată pentru săptămâna viitoare și să convocăm o ședință ordinară de data asta, după 59 de zile în care noi nu am avut și două ședințe ordinare. Propun să convocăm, să convoace domnul primar o ședință ordinară săptămâna viitoare pentru a putea și noi să primim toată documentația și să putem să oferim și avizele de la Comisia Buget-Finanțe în timp util. La ora actuală, Comisia Buget-Finanțe nu a emis niciun aviz. Pentru că nu ni s-a pus la dispoziție nici timpul necesar pentru volumul de muncă care există și nici toată documentația. Eu propun să modificăm ordinea de zi și să rămână pe ordinea de zi doar proiectul numărul 1, numărul 2, 6 și 8. Invocând articolul 100, 1, 2, 6 și 8. Iar celelalte proiecte să le dezbatem săptămâna viitoare într-o ședință ordinară. Invocând articolul 136, aliniatul 5. Și trei ar trebui puneasă marea este maximă urgență la Consiliul Județean. Cu strategia de educație. O strategie de educație. Da. Da, și trei. Și aș vrea să supunem la vot această nouă ordine de zi. Numai o secundă. Numai o secundă să mă rog. Acum. Urgența ar fi și ziua comunei. Pentru că pe data de 8 ar fi ziua comunei. Eu n-am nicio problemă dacă nu aprobați sau aprobați, putem să rămânem. Dar în condițiile în care... Deci 8 este când? Săptămâna viitoare. Nu s-au presit două săptămâni. Proiectul numărul 8 vi s-a spus că nu dacă considerați că nu aprobăm, putem să nu aprobăm, nu mai facem din zile comune. Vi s-a spus numărul 8. Trebuie... A, pe condiția voastră. La noi apare numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea organizației. Eu mă uit pe tot ce se întâmplă astăzi. Unde e? Deci azi, de la comisie. De la comisie, da. Nu la noi. Păi, dar stai că n-auzi că acolo e 8.
Nu, 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 e nouă pe ordinea. E pe comisie. Pe comisie, noi vorbim pe invitație. Pe invitație. Proiectul numărul 9. Proiectul numărul 9. Există un singur impediment pe care eu aș vrea să-l discutăm. La ziua comunei, eu aș vrea să aduc un amendament, de-aia e și puțin complicată situația, pentru că eu sunt de acord cu zilele comunei, dar aș vrea amendamentul pe care eu să-l supun la vot față de domnul consilier să fie următorul. Sunt de acord să ne distrăm, sunt de acord să ne întâlnim, dar în contextul în care 3 săptămâni nu am avut apă, aș vrea să facem o rectificare de buget și să alocăm o sumă de bani pentru a cumpăra o pompă de rezervă. Este singura rugăminte care am pentru ziua comunei Cleja. Dacă vreți, fac și o glumă să detensionez puțin situația, nu putem să dansăm, să mâncăm și după aia nu, să n-avem cu ce să ne spălăm. De aia aș vrea să vă gândiți foarte serios la ceea ce se întâmplă. Dacă vreți să aprobăm ziua comunei Cleja, aș vrea să introducem acest amendament, să alocăm sumă pentru pompe. Ori una, ori două. Eu... Ce se întâmplă? Una, două. Da. Ele sunt proiecte distincte. Deci, odată, ziua comunei n-are legătură și dacă facem și dacă nu facem, dacă putem să cumpărăm popă, cumpărăm popă. Iar dacă legea ne permite, cumpărăm dacă nu. La ora actuală, gestiunea rețelei de apă este predată CRAB-ul. Eu nu pot face, aceste pompe au fost predate către CRAB, eu nu pot face din punct de vedere aceste, să cumpăr aceste pompe. Dacă există cineva și spune că pot, cu dragă inimă, vreau și eu ca să avem o rețea de apă, să avem posibilitatea de a ne spăla, totdeauna. Problema apei la noi în comună este în luna august când vin acasă cetățenii de afară. Atunci consumul, debitul este foarte mare. Problema nu este numai la noi în Cleșa, este cam peste tot. Și la Bacău nu avem presiune și asta e viața, mergem înainte. Iar dacă sunt probleme, țevile, când au fost făcute instalația acum cu mulți ani în urmă, populația nu dorea să se branșeze. S-a făcut o instalație care nu mai face față actualmente la nevoile cetățenilor. Am încercat și eu aș fi de acord să facem niște modificări, să băgăm alte țevi și să facem, dar există un proiect în derulare prin Poin, care și Cleja face parte și este cu 6 milioane din euro. Nu putem interveni asupra acestui proiect pentru că atunci, deci nu avem voie. Odată că este rețeaua Craului, ori actuale, s-a făcut acest proiect care este pe Poim și nu poți interveni asupra proiectului și nu știu dacă găsim o formulă în care noi să intervenim și să dăm bani pentru această instalație. Nu cred. Și eu fac diligentele necesare și mă duc la CRAB, ei toată ziua se plâng că nu sunt bani, se plâng totdeauna că rețeaua noastră nu este eficientă, și eu cred, așa este, nu-i problema noastră, ei trebuie să rezolve aceste probleme. Am fost de mai multe ori, am vorbit și cu domnul președinte al Consiliului de Administrație, domnul Turcu, am vorbit și cu doamna Chiper, am vorbit și cu toată lumea, adică să nu credeți că lucrurile sunt simple, sunt destule. Anul trecut, când s-a ars pompa respectivă, am cumpărat, eu m-am dus la București, imediat am adus în 2 zile pompă ca să avem, dar mi-au plătit ei, adică cu acordul lor. Și ei au finanțat, eu din bugetul local nu am voie să cumpăr această pompă. Dacă am înțeles că există între noi aici și un jurist de la prefectură, dacă ne poate spune, sigur, și dacă există condiția legală, cumpără, până la urmă, o pompă costă 3.000 de euro, dar dacă vrem să luăm o pompă bună, de calitate, cum sunt astăzi, costă în jur de 5.000-6.000 de euro. 6.000 grufos. Așa. Situația este destul de grea, destul de complicată, dar nu se poate rezolva acum, până nu apare poimul. Am vorbit săptămâna asta și cu domnul ministru Feger, domnul președinte de la PNL de la noi, și am spus te duci, pentru că aici așa s-au zvonit, înainte de alegeri, că acest proiect a fost aprobat, este de la Bacău și a plecat către București și că se face licitație. Nu! Încă proiectul se află la consultanță din partea fondurilor europene și încă nu știu tot, sunt niște birocrați. Și este această birocrație care consumă, sunt plătiți foarte bine, cu 1.000 de euro pe zi,
și nu fac nimic pentru ca să pornim această instalație, pentru ca să se facă această licitație, pentru ca să avem apă și canalizare în comună. Domnul președinte, aș vrea să adaug două lucruri, să poate. În toată această situație, văd că se pasează vina într-o parte în alta. Cine își asumă responsabilitatea? Pentru că problema este una reală și nimeni nu își asumă responsabilitatea. Dacă cei de la CRAB nu au bani, cum, de ce s-a dat pe mâna unei societăți care nu e capabilă să gestioneze o situație? Eu vă spun... Trei săptămâni, foarte mult. O zi, două, ne mai așteptăm la avarii. Vă dau răspunsul. În momentul când s-a constituit această societate, CRAB, s-a constituit la nivel de județ. Nu poți, de exemplu, nu poți opera o instalație în cadrul comunei. Pentru că îți trebuie anumite avize, îți trebuie specialiști, îți trebuie calitatea apei, cineva să răspunde de calitatea apei. Și atunci nu ai acest specialist. Gravul s-a constituit la nivel de județ, pentru că și fondurile europene care se pot atrage se dau pentru cei care sunt în asociere. Deci sunt fondurile europene la ora actuală, suma este 400 de milioane de euro la nivel de județ. Și dacă tu mergi cu AT simplu, nu poți obține aceste fonduri. Acum, dacă eu nu eram în acest grav, să spunem, poate reușeam și acum aveam canalizare. Eu spun, dacă nu era, dar așa este. Am făcut presiuni pentru treaba asta și știți că am făcut o dezbatere publică și am făcut presiuni, atunci v-a spălat până a zis că nu se poate. Exact, asta a fost cu dumneavoastră. Dar încă o dată, noi am intrat în CRAB, nu când eram eu primar sau altul. Noi venim când la constituirea CRAB-ului, când nu știu cu câți ani în urmă a fost domnul Joca, că dumneavoastră erați aduși primar. 15 ani. Deci, lucrurile s-au întâmplat acum 15 ani. Deci nu poți ca acum intri, acum ieși. Este un proiect deja, a fost un proiect în derulare. Deja tu nu poți ieși de acolo, nu poți să te schimbi. Astăzi vreau, mâine nu vreau. Sigur, ele... Vorbiți de POIM. Cum? Vorbiți de POIM. Nu, vorbesc de constituirea CRAB-ului. În momentul când tu ai dat CRAB-ul, ai dat instalația, ai predat CRAB-ului, tu nu mai ai putere asupra CRAB-ului. Este ca un fel de E.ON. Este ca un fel de, adică ca un prestator de servicii a comunii, pentru comună. Da. În urma... Domnul Andrei. Da, aș vrea și eu. Bună ziua, domnule prefect. Andrei Lasomuleț din partea PNL. Mă bucur că sunteți aici și profit de această ocazie. Și v-aș solicita, dacă este posibil, ca dumneavoastră să veniți cu un răspuns către noi, referitor la această problemă. Dacă putem găsi o cale legală prin care, pentru că eu cred că până săptămâna viitoare la ședința ordinară putem pune pe ordinea de zi un proiect privind cumpărarea acestei pompe. Dacă dumneavoastră sunteți dispus să ne ajutați cu această analiză și informații legale, așteptăm din partea dumneavoastră sprijinul și să rezolvăm problema, pentru că discuțiile sunt, mi se par interminabile și de campanie electorală și zic să trecem la chestii pragmatice și să rezolvăm problema. Dacă doriți acest lucru, v-aș ruga ca până la ședința următoare să ne transmiteți un răspuns. Dacă legal putem cumpăra această pompă, noi, eu cred că nu e nimeni împotrivă să cumpărăm această pompă, să rezolvăm problema. Să avem o pompă. Și încă ceva, v-aș ruga, dacă puteți analiza, din câte am înțeles, acest POIM încă nu este aprobat de Uniunea Europeană ca și finanțare, și dacă există o posibilitate ca Comuna Cleja să plece pe o ramură independentă în ceea ce privește canalizarea, dacă ar putea Comuna Cleja, ca OAT, să-și facă singur un proiect de canalizare, apă și așa mai departe, bineînțeles cu fondurile europene și așa. Dacă ne puteți acorda acest sprijin, vă rămân recunoscător. Să știți că analiza asta este foarte amplă, dar e clar că trebuie să o faceți. Aveți 3 săptămâni de când nu aveți apă. Din punctul meu de vedere, deja e foarte târziu. Da. Lucrurile astea trebuiau să se întâmple după prima săptămână, să aflăm de lucrurile astea. Apa a fost alternativă. Am fost oprită azi cu un sat și așa mai departe. Mă rog, e clar că trebuie să găsiți o soluție și discuția, într-adevăr, este una amplă. Da, trebuie să o purtați, poate chiar într-o ședință separată, având doar ca punct pe ordinea de zi acest aspect. Da. Există totuși, să fac o paranteză, există totuși un paradox, pentru că apa ține de 3 săptămâni, dar noi n-am avut ședințe ordinare de 2 luni. Trebuia convocat o ședință extraordinară sau ordinară în cel mai scurt. Lăsați-mă să termin. Da, te rog. Vă mulțumesc.
Deci discuția este foarte amplă. După lămurile pe care mi le-a dat domnul Iștoc, este clar că are dreptate. Deci să-i dăm cezarul ce e al cezarului. Din proiectul POIM nu putem să ieșim când dorim și cum dorim. Pentru acest lucru, ca să simplific și să sintetizez, îmi modific amendamentul și adaug pentru ordinea de zi să mergem mai departe zilele Comunei Cleja și inclusiv că merg mână-mână și strâns în legătură cu diploma de onoare pentru familiile ce aniversează 50 de ani de căsătorie. Astea merg împreună. Aș dori să propun și eu un... Contul de execuție lăsăm pe săptămâna viitoare pentru... Ieri spune că trebuie să aprobăm în luna următoare celui... O lăsăm pe săptămâna viitoare, luni, marți, miercuri, lăsăm pe domnul primar să convoace o ședință ordinară. Să mulțumim și pe domnii consilieri, pentru că sunt nemulțumiți, pentru că noi nu am făcut câte o ședință ordinară fiecare lună. Nu știm care este motivul, nu s-a venit cu un punct de vedere. De aceea le și propun, astăzi fiind vineri, luni, marți, miercuri, joi, când doriți dumneavoastră, faceți o ședință ordinară. Motivul a fost pentru că a fost blocată aplicația Forex pentru contul de execuție și mai era cu proiectul de hotărâre la grădiniță. Am primit foarte târziu, pe 26, oferta cu privire la modificarea documentația proiectantului. Noi, dacă nu avem materialele necesare desfășurării unei ședințe, nu putem să ținem ședința. Așa e. Deci asta este problema. Deci, modific, repet, că intrăm la fel într-o discuție interminabilă, pentru că sunt finanțele publice care nu au nicio legătură, am juristul în spate care nu este de acord cu dumneavoastră, dar nu intrăm într-o discuție interminabilă. Aș vrea să ne întâlnim săptămâna viitoare într-o ședință ordinară, ca să fie toată lumea mulțumită. Putem și noi să avem timp să ne documentăm foarte serios și modific ordinea de zi cu proiectele 1, 2, 3, 6, 8, 9 și 10. Putem să adăugăm aici, și prezentarea procesului verbal referitor la alegerea reprezentanților sătești. Dacă tot au venit, da, e păcat să nu... Da, să prezintă procesul verbal. Așa? Și... Aș fi de părere că ar trebui, știți că am avut discuții interminabile de referitor la tunsul ierbii și și achiziționarea unui utilaj pentru așa ceva, adică... Deci, achiziționarea unui utilaj se supune legii 52 privind transparența decizională. Asta înseamnă că ar trebui să facem o dezbatere publică, să vedem dacă oamenii își doresc un bud de spălare de 100.000 de euro. Eu cred că oamenii își doresc drumuri și șanțuri curățate. Aș adăuga, domnul fost primar Joca Ion a cumpărat în mandatele lui un bud de excavator care nu cred că are mai mult de 10 ani. Are mai mult de 10 ani, domnul Joca? Și cred că... După părerea mea și 5 bulduri ar fi puține la cât e de muncă în comun în momentul de față. Dar problema este, dumneavoastră, descurățenie. Vrem să tăiem iarba, să avem rigole curate, să avem servicii, populația să fie mulțumită, dar cu un singur utilaj nu poți să faci față. Dacă vreți, avem un tăcător de iarbă nou-nouț, în care nu l-am montat niciodată, nu l-am montat nu pentru că n-ar fi bun pentru utilajul nostru, dar utilajul nostru totdeauna are alte și alte și alte probleme, alte. Și atunci stăm cu iarba asta, ne uităm cum intrăm în comună pe marginea drumurilor, iarba a crescut, iar și unii dau cu ierbicid, alții dau cu fiecare. Eu zic așa, o gândire unitară. Ai pus utilajul, te-ai dus ca coadă comună, într-o zi ai rezolvat problema. Și atunci scăpăm, încet, încet diminuăm și personalul și ăștia de la 416, pentru că noi cu ei ne facem totuși aceste servicii care și nu sunt ei de cea mai bună calitate. Știți și voi că sunt care nu mai găsesc muncă în altă parte. Problema utilajului nu este că mai avem unul. Acum ne-au venit un deviz, toate bupșele, toate sunt, trebuie să dai 200 de milioane, bine, 20.000 de lei. Oricum le dăm, pentru că trebuie reparat. Nu ne permitem să băgăm acest utilaj în service, pentru că stă o săptămână, stă și în momentul când te-ai dus, iar ești mort legat de picioare. Acum, nu vreți, nu cumpărăm, fraților. Dar eu vă spun că acest utilaj ne trebuie, lucrăm cu ca capacitate maximă, 8 ore din 8 și după masă când sunt probleme cu incendii, cu
ploile, cu nu știu ce, și iarna când îți dezăpezi, vedeți că lumea ne înjură, că zice, domnule, pe strada mea n-ai venit, ai un singur utilaj. Dacă când e vorba de angajat pe cineva, ulițele noastre sunt cum sunt, nu poți intra cu utilaje mari și te duci cu buldă care să împingi zăpada. Dacă nu ai cu ce face, nu faci treabă. Acum nu știu pe cine încurcă acest utilaj, de ce nu se vrea, că ai un utilaj, mai trebuie încă unul dacă nevoile ne cer. Sunt de acord cu dumneavoastră. Două secunde, vă rog. Domnul viceprimar, ați vrut să pun. Da, vreau să intervin și eu. Bună ziua, domnul prefect Ghetu Gabriel Urmescu, viceprimarul Comunei Brăila. Despre subiectul ăsta am mai discutat și chiar dumneavoastră ați venit cu propunerea să achiziționăm ori un utilaj, ori o mașină, ori un tractor. Vreau să vă spun că m-am interesat de oferte la tractor, la mașină, la bud. Deci concluzia din punctul meu de vedere este că cel mai avantajos ar fi un buldo excavator, deoarece poți să-l folosești și la toaletat, și la măturat, și la săpat, și la rigole, și etc. Acum, dumneavoastră, am avut oferta asta, am căutat oferte. O mașină de asta, cum are de la drumul și podul care taie vegetația, și ceva de mii de euro. Un buldo excavator, că am încercat tot felul de variante cu mai multe tipuri de genuri de buldo excavator. Și am avut. Am luat un buldo excavator care, ce marcă, era așa, în fine. Caterpillar. Era mai scump și nu se potrivesc accesoriile care le avem. Noi vrem să cumpărăm tot un jicimic accesoriile care le avem. Avem lamă, avem tăietură, avem tot mături, avem. Ori pui la un utilaj, dacă ai cumpărat un alt gen de utilaj, deja nu se mai potrivește și trebuie să cumpere alte și înțelegi, depinzi de celălalt. Și atunci mergem pe un GCB. Ne-am făcut oferte, la un moment dat ne-au dat un plus, ne-au mai dat o reducere de 5.000 de euro, mi se pare. Luăm, am zis aici așa în prețul ăsta, luăm și un autogreder, care atașeu, la un autogreder, dar ce se întâmplă? Noi scoatem la licitație, poate să vină oricine. Noi am luat de la Terra, pentru că Terra este, el este principalul furnizor, ca să spun aici, pe nivel de comună, dar poate să vină și altcineva să ne aducă acest utilaj și asta este, până la urmă, costă vreo 75-80 de mii, nu știu cât costă exact, cât de oferta, dar și cu lama și cu toate, nu depășim în jur de 90 de mii de euro, poate să este toată treaba asta. Dacă tot am deschis subiectul ăsta, o să punctez anumite lucruri. Buldo excavatorul care este, el nu trebuie să îndeplinească să-și îndeplinească menirea pentru care a fost fabricat într-o lună sau două. An de zile, dacă se lucrează câte puțin zi de zi, comuna se schimbă, să fim serioși. Se știe că au fost cumpărate anexe pentru buldo, când s-a făcut achiziția, care sunt, au ruginit sau s-au deteriorat stând, n-au nefiind folosite niciodată. Cum a fost, și am reiterez pe această cale, de două ori în ședință am spus, există perie pentru curățarea drumului. Tot praful, tot nisipul care se aruncă pe timpul iernii, și nu numai, pe carosabil, îngustează partea carosabilor. Rămâne un metru jumătate pe parte și un metru jumătate pe parte de praf. Nu se poate circula. Dacă ai trecut cu mașina pe zona aia, ridici un nor de praf de parcă ai merge pe arătură. Una la mână. Și nu s-a luat în considerare treaba asta. Domnul viceprimar, de două ori am insistat pe treaba asta. Eu n-am văzut utilajul ăla de câteva luni de zile, mai ales în timpul verii, să circule pe stradă, să se curețe. Una la mână. A doua la mână, vorbind de achizițiile care le-ați făcut dumneavoastră, mandatul dumneavoastră. Ați achiziționat o sărăriță care nu s-a aruncat banii și nu a fost folosită. A fost stricată de două ori. Numai o secundă. Lăsați-mă să termin ideea, că vă dau voie. Sărărița a costat o grămadă de bani, n-a fost folosit și am achiziționat servicii de zăpezire de la alte firme. Deci banii au fost aruncați. Acum ce încredere avem că cumpărăm un utilaj care o să facă de toate pentru că tractorul ăsta nu e bun. Reparația tractorului costă de 4 ori mai puțin decât achiziția unui an nou. O secundă. Domnul, n-ați înțeles. V-am înțeles foarte bine. Nu am zis că... Am zis că nu este suficient un singur utilaj. Am zis să cumpărăm încă un utilaj ca să poți lucra și pe rigole, să lucrezi și când vine ploaia și unde să și să faci și curățenie.
Până acum a spus să mai cumpărăm un utilaj. Cel mai bun utilaj ca să cumpărăm, ca să putem mătura strada, ca să putem tăia iarba, este tot un bul de excavator. Pentru că dacă cumpărăm un alt gen de utilaj, îl folosești numai la măturat. Domnul, mă scuzați că vă întrerup. Dar utilajul care, pe care l-am propus noi și cu toate că aruncați în derizoriu, este un utilaj multifuncțional care face foarte multe. Deci un imol este un utilaj peste multifuncțional. Peste 100 de mii de euro. E aceeași cheltuială. Nu poți să cumperi când te pui la, mă scuzați, când te pui la masă, nu poți să-ți iei două linguri la ciorbă. Îți trebuie și cuțită, îți trebuie și... Aș vrea să concluzionez. Nu putem să mergem cu aceeași utilaj. Nu. Aș vrea să concluzionez. Eu nu am spus că sunt de acord sau nu sunt de acord sau noi nu suntem de acord cu dumneavoastră sau nu. Deci dumneavoastră ați discutat de 10 minute pe acest aspect cu Buldo. Gândiți-vă că Comisia Buget Finanțe a avut 3 zile să studieze toate proiectele 17. Nu am avut toată documentația necesară și timpul necesar pentru a studia. Deci eu nu spun că nu sunt de acord. Bun. Sau sunt de acord. Deci nu mai apă acum. Haideți să trecem la... Exact. Deci, noi am venit la vreo ședință și am intrat. Exact. Haideți să supunem la vot scenariul pe care eu l-am propus. Adică proiectul 1... Haideți să analizăm împărat. Mai spuneți o dată scenariul. Proiectul 1, 2, 3, 6, 8, 9 și 10. Iar celelalte, facem o ședință ordinară, luni, marți, miercuri, în termenul legal de 5 zile sau cum e situația, facem o ședință ordinară săptămâna viitoare și discutăm. Sunt foarte multe, este un volum extraordinar să discutăm aici. Stăm până diseară la 6. Eu vă spun că dacă începem să discutăm, ne întoarcem înapoi la excedent, ne întoarcem înapoi pe execuție bugetare, da. Ne întoarcem înapoi pe contractele domnului care face grădinița și atunci o să ajungem la... Mulțumesc! Am înțeles. O singură precizare, dacă vreți să vă întâlniți în ședința următoare și să discutăm și problema ca eu să pot interveni ca UAT, să pot interveni pe această rețea, trebuie să aduc o expertiză și să-mi spună un expert că eu, în momentul în care achiziționez o pompă de valoare aceea, da, va funcționa. Deci până să aprobăm în ședință de Consiliu Local achiziționarea pompei, ne trebuie o expertiză tehnică care să ne certifice faptul că acea achiziție va pune în funcțiune rețeaua de apă. Da? În plus... Deci în plus, asta trebuie achiziționat mai întâi. Servicii de expertiză. Săptămâna viitoare facem o ședință ordinară, dumneavoastră comandați o expertiză și mai facem o ședință extraordinară și ne lăburim să fie bine ca să nu fie rău. Vă mulțumesc. Da, haideți să supunem la vot. Ordinea de zi propusă de noi. Această cu expertiză trebuie cu acordul CRAV-ului, pentru că noi lucrăm cu ei. O să vedem ce e de făcut. Vă rog chiar să invitați pe doamna din Achitera în ședință și vă explic dumneavoastră. Mergem la domnul Turcu, ne rugăm de el, cum a fost profesor, mergem și discutăm cu el până ne dă afară. Haideți să aprobăm ordinea de zi. Deci, supunem despre ordinea de zi. Deci, supunem la vot ordinea de zi modificată. Nu mă ocupă dacă mi-ai dat voie. Proiectul cu grădinița, dacă noi acum cât este vreme frumoasă, nu-i dăm posibilitatea constructorului să lucreze, ajungem în septembrie, ajungem în octombrie, în noiembrie și nu vom putea începe. Doamne, nu văd de câteva zile. E complexă și situația așa. Supun la vot ordinea de zi. Adică în forma actualizată, adică 1, 2, 3, 6, 8, 9 și 10. Deci în forma modificată, 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10. Haideți să băgăm și procesele pentru delegații tăi, să nu mai... Okay, sunt puțin deranjat de situația asta, pentru că delegatul Săsesc putea să fie... Putea să fie și pe o ședință ordinară trecută, ca să fie și lumea mulțumită. Lumea este mulțumită că le-am îngrămădit toate acum. Da. Bun, dacă dumneavoastră credeți treaba asta și vă puneți de acord cu domnul Ion Joca, spre exemplu, eu nu am nimic împotrivit. Da? Puteți de acord cu domnul Joca? Bun. Și ultimul punct, penultimul, pardon. 16. Da. Supunem la vot cine e completul. Împotrivă? Abține? Trecem la punctul 1. Aprobarea procesului verbal de la ședință ordinară Consiliului Local din date 31.5. Da. Aprobarea procesului verbal de la ședință ordinară Consiliului Local din date 31.5.2021. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri? Punctul 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Cleja pentru o perioadă cel mult 3 luni, începând cu prima ședință din luna iulie 2021. Inițiator, primar Petru Iștoc. Propuneri. Domnul Andrei, vă rog. Eu propun pe doamna Cecilia Dozan. Domnul Francesc. Eu îl propun pe domnul Adrian Mărcuș. Se mai fac propuneri? Nu putem merge numai cu PNL-ul, trebuie să meargă și din toate părțile. Da, ați făcut, datorii ați propus, corect. Nu facem propuneri în chestia asta. Supunem la vot prima, supunem la vot, prima propunere. Prima propunere, vă rog. Cine este pentru? Pentru prima propunere. Pentru prima propunere. Deci cine este pentru? Doamna Farage. Patru? Patru, da. Okay. Doamna nu se poate vorbi. Împotrivă? Împotrivă. Ridicați mâine. Ține ea ceva. Abțineri? Supunem la vot propunerea domnului Francis. Cine este pentru? Suficient. Împotrivă? Abțineri? Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității... Deci intră în... Și intră în atribuții. Și intră în atribuții dumnealui. Da. A. Responsabilități organizării și derulării la nivel local a procedurii de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor, acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurii educative pentru perioada 2021-2023. Inițiator, primar Petru Iștoc. Este vorba de program Blatel și Pornul Parcă. Avem posibilitatea de a face noi achizițiile sau continuare de face Consiliul Județean. Eu aici, cum doriți, eu am zis că noi nu avem capacitatea de a face aceste achiziții și să lăsăm în continuare ca Consiliul Județean să-și facă treaba. E vorba de o adresă, domnul primar, nu mă supăra, din partea Consiliului Județean și noi, domnul prefect, care sunt sigur că se poate citi de acolo, domnul secretar. Acea adresă. Vă rog, citiți adresa. Este adresa Consiliului Județean, nu de la prefectură, în conformitate cu HG 640/2017 pentru aprobarea programului pentru școli ale României în perioada 2017-2023, respectiv anexa 6, procedura privind colaborarea și distribuirea de responsabilități
între Consiliul Județene și Locale, vă solicităm să ne transmiteți hotărârea Consiliului Local privind asumarea sau neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurii de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor, acordurilor cadru de prestare a serviciu pentru derularea măsurilor educative aferente programului de către Consiliul Local pentru perioada 2021-2023. În consecință, având în vedere că autoritatea județeană urmează să demareze procedura de atribuire începând cu 1.7.2021, vă rugăm să includeți în proxima ședință de Consiliu Local proiectul de hotărâre privind asumarea sau neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurii de atribuire. Pentru perioada 2021-2023, să o comunicați către Consiliul Județean de la 36. Explicați punctul atunci, domnul primar, ca să știe. Păi nu, eu am explicat acum, domnul Joca, dacă are o altă explicație, nu. Nu. Dacă ați văzut, ați gândit-o altfel sau nu știu, spune domnul. Eu zic că e o responsabilitate pentru Consiliul Local. E foarte mare, pentru că poate să vină cu lapte stricat, poate să vină cu pâine uscată, poate să... Lăsăm în atribuția Consiliului Județean. Asta au fost și discuții. Lăsăm în continuare să... Dar nu știu ce oricum să spune domnul Joca. Nu, nu, aceeași problemă. Păi am asta a fost discuția de la început. Da, noi am venit cu propunerea de neasumare. Neasumare. Nu știam de adresă, că adresa n-am citit-o, că nu era pus în mătă. Bun. Se supune la vot, atunci. Cine este pentru neasumare? Votez consultativ. Haideți. Pentru? Toată lumea. Împotrivă? Abține? Abține? Da. Trecem la punctul următor, la punctul 6, privind proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local al Comunei Cluj la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap pentru anul 2021. Da. Inițiator primar Petru Miștor. Aveți probleme? Nu, dacă sunt probleme. Nu. Nu sunt. Nu. Supunem la vot atunci. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Trecem urgent la punctul 8. Proiectul de hotărâre privind primirea UAT Bereș-Bistrița în calitate de membru la Societatea de Dezvoltare Intracomunitară Bacău, ADIP și modificarea actului constitutiv și a statutului acesteia. Inițiator, primar Petru Miștor. Deci, doresc să intre în ADIP. Noi, ca și acționari acolo, ADIP trebuie să supunem spre aprobare. Cred că nu sunt probleme, așa că îmi supune supra aprobare. Da, să supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Sau cum semnă? Da. Ok. Bun. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului Ziua Comunei Cleja din data de 8 august 2021. Inițiator Petru Miștor. Supune la vot. Sper că s-a discutat. Nu, aș vrea să discutăm totuși. Aveți cuvânt. Sunt de acord în principiu cu Ziua Comunei Cleja. Am văzut că ați alocat 15.000 de lei. Da. Aș vrea să ne spuneți pentru ce. Și singura, ca să îmi închei și pledoaria, că dumneavoastră dați răspuns, trecem la vot. Aș vrea să luați în calcul aspectul acelei piațete și acelei scene. Dacă ați alocat bani și pentru acolo să aranjăm ceva, că a început să fie deteriorată piața. Vă mulțumesc. Am venit săptămâna asta cu un proiectant care face parcuri, pentru că și parcurile astea care se fac trebuie să, fie, să vină o firmă autorizată, să vină cu tot ce se face să fie acreditată. Săptămâna viitoare îmi face o ofertă și refacem nu numai parcul de jos, ci toate parcurile care aparțin Comunei Cleja. Adică am fost și la Somușca, și la Valea Mică, și la Buda și refacem aceste parcuri, în totalitate. Aveți cuvântul, domnule. Pentru zilele comunei, în legătură cu parcul de jos, mă voi ocupa personal săptămâna asta, deci curățenie și absolut tot voi schimba lămpile care sunt sparte, voi îndrepta stâlpul care s-a strâmbat, voi aduce din nou alte toalete, pentru că
ați văzut și dumneavoastră cum arată și le-am postat și pe Facebook, peste tot. Și aș avea o rugăminte și din partea dumneavoastră și din partea tuturor cetățenilor. Cât de cât să încercăm cu toții să păstrăm și curățenia și ordinea și toate astea, pentru că WC-ul acela a fost nou când l-am adus pentru când a fost maraton. Și nu mi se pare corect într-o lună de zile să ajungă în salul ăsta. Aici, numai o secundă ca să completez. Problema, noi acum suntem cu camerele de supraveghere la un telecom. Nu sunt, cum să spun eu, a venit Digiu. Digiu este o altă firmă care vine cu o fibră mult mai bună. Cât de curând vom face aceste camere să funcționeze, mai adăugăm încă vreo 4, 5, 10 camere, câte trebuie pentru fiecare parc. Deja am vorbit cu cel care se ocupă de parc, să pună stâlpi separați cu camere de supraveghere, o să rezolvăm și problema asta a vandalizării, ceea ce facem ușor, ușor, și vom căuta să facem un contract care sunt mult mai ieftin și calitatea este mult mai bună. Deci asta vă garantez că va fi. Sigur, așa a fost la momentul când am aprobat cu Rom Telecom, ne-au promis Marea Cusarea, au venit special pentru noi cu instalația și că ei nu aveau instalații. Suntem obligați în cadrul unui contract să mergem până la final ca să nu intrăm în, cum să spun, în conflicte juridice, și, dar vom rezolva această problemă cu stricăciunile care se fac acum. Da, mai o rugăminte la dumneavoastră. Dar asta e personală. Da. Când vine proiectantul pentru parcurile din comună, da. Eu cel puțin vă rog să mă chemați și pe mine. Cu drag. Și vă spun și de ce. Am o fetiță mică și fără să vreau, fără voia mea, am devenit specialist în parcuri. Și acum aș vrea ca să vedem că s-au schimbat în ultima perioadă, inclusiv covorul de jos, pentru a nu fi accidente și așa mai departe. Și aș vrea, dacă se poate, să chemați și nu numai pe mine. Știu că are copii și doamna Cici Farca și domnul Laslău. Cine adică vrea poate să vină. Deci vine un proiectant. Eu vă spun de unde a luat modelul. Am fost la primarul de la Dărmănești. Este un primar gospodar acolo. Într-adevăr, sunt niște parcuri făcute, au și pe fonduri europene. Am luat legătura cu constructorul de acolo, pentru că, până la urmă, trebuie să iei cu cineva care cunoaște și care face, nu că se aduce ăla, proptește acolo două jocuri. Dispar tot ce este acum și facem noi acreditate și avizate de toate, pe toți factorii care sunt pentru control. Pe altă parte, am discutat și pentru parcul ăsta de jos, de la, de în față la Șarig, aici la așa. Vom face și acolo un parc mai mare, iar un parc și mai mare, pe fonduri europene, voi încerca, deja suntem în discuții, pentru un proiect amplu, la terenul de sport de la Vale, avem 12.000 de metri pătrați acolo, vom face un proiect în care să fie și terenul de sport și inclusiv tot ce trebuie pentru un parc modern și făcut pe fonduri europene, care cred că va fi în jur de 20 de miliarde, va fi costul acestui, da, venit pe fond. Deci, inițiative sunt. Încercăm, dar toate lucrurile au un timp care... Tardive, dar încercăm să ținem boasă. Suntem pe, la punctul 9. Scuze. Dar nu s-a votat, da. Aș vrea să le comasați cu punctul 10, domnul. A, privind... Dacă nu puteți, vă rog, vreau să intervin. Vă rog. Mulțumesc. Aș dori foarte mult ca orice proiect care presupune un buget, să primim și noi acel buget. Acum este vorba despre ziua comunei. Eu nu am văzut în ce se împart acei 15.000 de lei și mi-aș dori să văd. Da, știu aici, noi nu am primit. Este, avem aici, putem să departăm acum pe moment, dacă vreți, nu e o problemă. Ok. Deci, dăm și mie. Pe grază. Păi nu, stai ca să prezint și mie. Nu. Ați primit? Da, buget. Deci, haideți că știu, vă spun, dacă văd că ai ceva valoric, sigur că la fiecare unde de merge, ca să fiu un deviz. Deci, vreau să vină cineva, o solist, un cărtăreț, care costă în jur de 1.000 de euro. Și puteți să, oriunde să mergeți, asta costă, așa. Va fi în jur de, tot la fel, în jur de 4-5.000 de lei costă orchestră, pentru că după ce se termină ziua comunei,
va fi dans și de voie bună până la ora 11 seara. Vor fi pentru sonori, ce mai este aici? 2500 copii. Cadourile pentru cei 50. Sunt cadourile, sunt dansurile populare, prezentarea și stații, și boxe, și toate. Deci eu zic că suma nu este mare, vis-a-vis aniversarea căsătorilor. Suma față de alte comuni, noi totdeauna am fost mult mai cumpătați, mult mai... am venit tot timpul cu sume mult mai mici față de alte comuni. Nu am venit. Trebuie artiști, trebuie dansatori, trebuie cu cam asta e. Am înțeles. Eu întrebam pentru că știu din evenimentele trecute. Au fost tineri care au stat destul de mult timp pe scenă și n-au primit nimic. Aproape că nici apă n-au primit. Nu mi se pare corect. Sunt tineri de noștri care dansează. Și aș vrea să aveți grijă și de acest aspect. Anul ăsta vor primi tinerii, vor primi acum. Era o discuție acum cu tinerii, avem o listă de 20 de tineri, 21 că sunt, 23 de tineri care vor să plece la mare. N-am inițiat proiectul de hotărâre pentru că vom băga imediat ședința următoare. Dacă sunteți de acord, facem, dacă nici nu ne apucăm să facem. Prețurile la mare s-au scumpit în jur de 700 de lei și restul suportă ei. Dacă sunteți de acord și... Deci aici noi nu dăm bani pentru acești dansatori care sunt ai noștri, cei care sunt ai noștri vorbesc, dansatorii și soliștii vocali care vor cânta. În schimb am vrut să facem o compensație, neapărat o compensație, să plece la mare, la zilele... zilele Dobrogene, avem premii, avem... Ei vin cu premii, fiecare seară cântă, ne reprezintă comuna ca și activitate. Dumneavoastră, deci nu am inițiat proiectul astăzi pentru că au venit deja ieri, nu am avut toate datele, trebuie să vină cu prețurile concrete ca să putem să vedem. Dacă sunteți de acord, mergem mai departe. Ei, de asta spun că acum ei sunt aici, bani nu le dăm, dar sigur că, cum a zis, o apă și trebuie să fim acolo așa, prezență. Mulțumesc. Și mai aveam, de fapt, o completare la subiectul cu parcurile. V-aș ruga să luați în considerare și alte zone în care momentan nu există parcuri, inclusiv zona din Alexandrina, unde sunt câteva leagăne, dar sunt vai de capul lor și acolo ar trebui făcut ceva. Mai este zona de la noul pod, de la stația de autobuz, care e ca o junglă. Mi s-a propus deja de către cetățeni să înaintez eu un proiect, să se facă acolo ceva. Mai ales că se fac foarte multe lucrări care deranjează foarte mult, e foarte mult praf acolo. Știu că nu putem să împărțim și capra și varza, dar acolo ar trebui făcut ceva. Deci, eu vă spun unde fac parcul. Deci, în Alexandrina vreau să fac parc. Acolo am făcut. Aici vreau să fac parc. La școală, la Buda, vreau să fac parc. Vom face și aici, la școala numărul 1, când se termină școala. Vom face la Valea Mică, vom face la Somușca, la școală. Dacă sunt și alte zone și doriți, sigur că cu drag vrem să facem cât mai mult de parcuri, sigur ele să fie folosite. Deci, avem bani și putem să facem. Okay. Deci, acum, lucrăm pe drumurile care știți foarte bine că sunt praf. Sunt mai mult, că a zis domnul că nu vede Buldo. Buldo stă toată ziua acolo, eu sunt toată ziua acolo, pentru că ați văzut și pe Facebook, a apărut cum iau terenurile oamenilor, stric garduri, stric cu tare. Sigur că trebuie să stricăm, dacă vrem să facem drumuri, vrem să avem utilități, vrem și atunci, sigur, eu pe această cale mulțumesc și oamenilor care înțeleg acest fenomen, sigur, 2, 3, 4 sunt care înțeleg, de bună voie se retragă acest gard, iar cei care nu înțeleg și unde am condițiile, îndeplinite condițiile legale, ca să nu pot fi atacat, atunci intrăm și acolo, intru și acolo. Deci, ca să se înțeleagă, drumul nu facem decât în niște condiții în care se poate urca gunoiera, se poate urca o mașină mare, pentru că la ora actuală drumurile cum sunt, ei nu acceptă pur și simplu, sunt unii care nu te lasă să te apropii de gardul lui și atunci nu poți să faci infrastructură. Deci, budă de asta ne trebuie, că dacă lucrezi într-o parte pe drumul, pentru că poate lucrurile să se facem cu bani, pe facem noi, pe fonduri proprii și atunci trebuie un utilaj, atunci rămâi pe partea cealaltă cu rigole, cu șanțuri, cu unde în altă parte, cu vegetația, că dacă vedeți că plouă, a plouat toată vara, sigur că vegetația crește. Trebuie la 2 săptămâni, poate la 1 săptămână, la 3 săptămâni să te duci să tai iarba.
dacă vrem să fim. Îmi permite o întrebare. În cazul persoanelor care s-au sesizat că li s-a luat gardul jos, au fost lucrări, înțeleg că nu a existat nicio comunicare cu acele persoane? Nu ați dat de ele? Sau? Sunt situații în care nu există comunicare. N-ai cu cine comunica, nu stă nimeni acolo. În momentul când te apuci de drumulețul respectiv, imediat apar. Nu știu de unde apar, dar apar. Ba din Băcescu, ba din Spania, ba din Italia, te sună cum a intrat. Am intrat că trebuie să intru. Înțelegi? Pentru că ei, tot ei, acum câțiva ani în urmă, deci fiecare om, când face gardul, când reface gardul, mai scoate un pic, mai scoate un pic. Și te trezești că drumurile alea sunt înguste. Și, într-adevăr, cu persoana care zici tu acum, n-am intrat pentru că nu stă nimeni acolo. Am întrebat cine, au murit, au făcut, n-au. Dar nu am făcut mare pagubă, să știi. Așa, poza e poză, dar eu știu ce am făcut acolo. Am aliniat gardurile. O rugăminte la dumneavoastră. Eu vă spun ce am înțeles eu și cred că o să fiți de acord cu mine. Sunt de acord cu dumneavoastră că baza legală o aveți. Foarte multe lume nu au dezbătute moștenirile, foarte multe lume nu au actele făcute, sunt de acord cu dumneavoastră. Aici intervine factorul și anume divinitatea. Adică dumneavoastră când stați... Nu, lăsați-mă să-mi termin ideea că veți fi de acord cu mine. Adică dumneavoastră a stat de vorbă, ați văzut că nu aveți cu cine. Aș vrea să vă întreb dacă ați chemat pe domnul inginer agricol să măsurați bucata de teren a dumnealor și ce-i plus să le luați, ce este a lor pe documentul vechi al bunicilor, străbunicilor, să le lăsați. Asta este întrebarea. Eu nu vă spun cu răutate. Dacă este proprietatea dumnealui de la bunici, străbunici, nu cred că ar trebui să intrăm. Dacă a depășit gardul, cum spuneți dumneavoastră, și tot a venit în drum, sunt de acord cu dumneavoastră. Păi nu, în situații de astea, că nu intrăm toată forță. Eu vă spun... Unde forțez nota și unde nu forțez. Adică unde iese cu gardul? Adică, și să vă mai spun ceva. Sunt situații... Am și situații de genul ăsta unde omul e intabulat. De exemplu, aici mai la vale, să spunem, în intersecția asta. El, posibilitatea, normal, o CPI-ul, ar trebui să, noi fiind proprietarii de drum, să ne întrebe până unde ești proprietar. Pentru că eu, ca OAT, n-am apucat încă să intabulez aceste drumuri. Și atunci, unde pune compasul, zice, băi, până aici ați proprietar. Și el intabulează o șmecherie, ca să spun, cu cei de la OCPI, cu cel cadastrașul ăla. Și îți măsoară unde vrei tu. Și mă trezesc cu niște fenomene care, băi, ce caută ăsta cu drumul? Eu n-am drum. Și după aceea te lupți cu el, te duci în instanță. Dar primăria vizează toate planurile de cadastrale înainte ca OCPI-ul să dea registrare. Nu mai este obligatoriu și nu mai vine. Dar așa a fost tot timpul. Așa a fost. Nu mai este. Nu știu ce să facă. Nu ne întreabă nimeni, numai ne trezim că... Nu mă nedrezim că trebuie drumurile sunt intamurate. Dar, încă o dată, deci, oamenii, după ce văd că ai făcut drum, că i-ai adus apă, că i-ai dus gaz, se calmează toți și se bucură de lucrările care le-ai făcut. Ați văzut, pe rău, nu ne-au mai inundat. Noi n-am mai luat, acum îmi pare, parcă îmi pare rău, nici n-a plouat, așa este, în Cleja nu mai plouă. Este tot plouă. Ce se întâmplă? Păi a plouat două săptămâni, dar nu ne-au afectat. Ce se întâmplă? Parcă îmi pare rău că acum la CNI dau ăștia pentru drumuri calamitate. Și zic, bă, firea naibii, dar eu n-am ce pune bani. Acum, pe altă parte, mai bine așa. A fost că am decolmatat acest părău, că am tăiat cu urbe, am făcut cele 6 poduri, adică am făcut și noi n-o să mai avem probleme niciodată cu apa. Eu garantez chestia asta. La poduri, dar numai că an de an, în prima dată, primăvara sau toamnă, trebuie să facem această toaletare, această curățenie, să ne luptăm cu cetățenii și să nu mai lăsăm să verse gunoaiele. Haideți să lăsăm la diverse, exact. Că deja ne-am... Da, gata, sigur, așa este, mai divagăm așa. Deoarece va veni un proiectant, am spus că... Pentru parcul, am fost deja acolo, sigur. Parcul de la Valea Mică, locul de joacă, este plasat foarte periculos pentru copii și mulți părinți refuză să-și lase copiii acolo, nespravighiați. V-ați în vedere să-l mutați în spatele terenului de sport? Eu am prevăzut altfel acolo, așa, la intrarea în școală, deci închidem intrarea asta care este la actuală și intri din curtea școlii acolo. Acolo menținem același amplasament, numai cu condiția să închidem poarta respectivă, blocăm și intrăm prin școală. Și atunci nu mai este periculos. Cred că se poate face.
și o dezbatere publică cu mai multe probleme. Și care să vină cetățenii să... Era vorba de parcurile astea. Da, dacă tot deschidem subiectul să formează, cred că ar fi bine să faci și o dezbatere publică de viitor. Acum, vă spun un pic cu dezbaterea publică. Nu vine nimeni. Nu pentru că nu, am fost acum cu Oab, atunci când a fost problema, am fost cu delegatul Sătesc când am venit, am anunțat și în biserică și toată lumea pleacă acasă. Deci, dacă este sigur, vorbim cu Oab, el este acolo, noi vă chemăm, informăm prin Facebook. Eu cred că trebuie să facem treaba asta. Pentru dezbateri, ora a fost cam nepotrivită. Majoritatea oamenilor erau la servici la ora la 7 seara, ar fi... Dezbaterea trebuie pentru mai multe subiecte, nu mai vreau să cerem părerea cetățenilor, că ce mai corect așa. Haideți să votăm pentru punctul 9 ca să trecem mai departe. Deci pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea lui 10. 9 și 10. Hai, le băgăm la pachet. Ok, 9 și 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem la punctul 16. Prezentarea proceselor verbale numărul 5907 din 3-6-2021 și 6034 din 8-6-2021 privind alegerea delegatului Sătesc în satele Somușca și Valea Mică. Conform convocatorilor 5310 din 18-5 și 5309 din 18-5 au fost convocați cetățenii cu drept de vot din satele Somușca și Valea Mică pentru alegerea delegatului Sătesc, care se reprezintă satul în cadrul ședinței Consiliului Local. Pe 6 iunie a avut loc ședința în satul Somușca. La adunarea sătească a participat doar 12 cetățeni cu drept de vot. Propunerea a fost domnul Benchea Emanuel, care a fost ales în unanimitate de voturi. Iar la Valea Mică, au participat doar 8 cetățeni cu drept de vot. Propunerea a fost domnul Gondo și Iosif Sabin, aprobat cu unanimitate de vot. Atunci, diverse. Trecem la diverse. Dacă dorește domnul Benchea Emanuel să spună ceva, să-l ascultăm. Momentan aștept, vă mulțumesc pentru prezentare și pentru că ați acceptat să discute, să intre pe ordinea de zi și aceste procese verbale. Aștept să respecte procedura. După aprobarea hotărârii Consiliului Local, voi spune mai multe, chiar sunt foarte multe de spus pentru satul Somușca. Haideți să spunem la vot atunci să terminăm. Deci, sunteți de acord? Cine e pentru? E o formalitate. Da, nu se supune la vot. Nu, pe tot partea asta. Domnul Veghe era nelămurit și nu. Bun. Atunci trecem la punctul 17 diverse, cu toate că s-au omis să trecem la asta, dar zic că e necesar să trecem. Subiectele care au fost dezbătute, cred că mare parte erau la diverse, da? Domnul viceprimar. Da, mulțumesc. Eu aș veni cu o propunere, dacă sunteți de acord. Aș vrea să organizez într-o zi, bineînțeles, să-mi punem de acord cu totul meu, să facem o zi de voluntariat. Consilierii, angajații primăriei, absolut, să lăsăm toate orgolile și toate răutățile și tot ce se discută, să ne unim într-o zi. Vopsim parapeți, că au apărut poze, că au sârme, vopsim și așa mai departe. Preparăm o bancă, mai toaletăm, mai strângem un gunoi. Dăm un exemplu. Dacă sunteți de acord, eu oricum voi organiza această zi. Cine dorește și are plăcerea, este binevenit. Mulțumesc. Atât timp cât pui sâmbătă, eu cred că... Nu, dar am zis că ne punem de acord toată lumea dacă ies... Deci inclusiv toată lumea. Primar, viceprimar, absolut toți. Așteptăm acum ca Soma să vină cu aceste cubele ca să înceapă colectarea selectivă. Vor dispărea aceste containere care le avem pe marginea drumului. Fiecare își va pune gunoiul colectare, va face colectare selectivă și va... Acum, va trebui o conștientizare a populației, va trebui și dumneavoastră, toată lumea, vă invit
Adică ca să mergem să convingem oamenii ca să nu mai aruncăm gunoaie pe câmp. Găsim, astăzi facem curățenie, a doua zi iar găsești. E la loc. Dar aici eu cred că ar fi trebuit să fie cineva, un reprezentant al primăriei, care să umble prin sat. Există autoturism. Da, există. Pentru că să poată surprinde persoane care fac... Eu personal am surprins două persoane și un stagajat al primăriei. Deci cred că se poate face treaba asta. Așa este. Eu și eu sunt pentru a face și să menținem curățenia. De multe ori nu găsesc soluții. Soluții. Adică, așa este. Un om are niște molozi care a făcut și unde să-l trimit. Eu trebuie să-i găsesc și soluția. Sigur, acum am vorbit, de exemplu, și la mediu. Vom găsi, vom identifica niște locuri unde ploaia a spălat, să monitorizăm și ei să ne anunțe când sunt aceste dărâmături și dar să vină numai pământul, numai să spunem un altfel și să adăugăm acolo. Restul, când acum SOMA începe să facă colectarea selectivă, venim asupra cetățenilor mai în forță, ca să spun așa. Deci, da. Doamna... Aș dori să-i transmit domnului primar cu ocazia asta, că a zis că va veni SOMA ca să facem selectarea selectivă. Să aveți în vedere și platformele ecologice. Și apropo de toaletare, să știi că chiar dacă suntem consilieri, noi mai mergem și facem și curățenie prin cătunele unde suntem anotați. Dar eu nu zic nimic că nu se merge. Și se face. Foarte bine. Tinerii merg la strâns peturi, merg la făcut curățenie. Da, s-a mai organizat treaba asta. Și s-au organizat lucrurile astea. S-a organizat chiar și domnișoara Ștefania. Chiar și eu am organizat. Deci s-a făcut treaba asta. Iar referitor la platformele ecologice. Iar referitor la platformele ecologice care sunt amplasate în sat, sincer nu este normal și firesc să fie așa. M-am săturat să tot selectez în fața mea, m-am săturat să tot vorbesc cu omul ca să nu pună deșeuri de la autovehicule. Este foarte urât. Ar trebui să stabiliți o dată pentru totdeauna. Ori le desfințăm, ori facem strict selectare. Acum, când vine cu SOMA, când ne aduce aceste cubele, cubela neagră, cubela galbenă, atunci dispar aceste platforme. Știți, eu știu foarte bine că întotdeauna au fost probleme, dar dacă tot vine SOMA, discutați, dacă vor rămâne acele platforme ecologice, să se pună de acord... Cum anume, știu, domnul Andrei, vor rămâne în continuare. Am o propunere, domnule primar. Fluturașul care circulă pe Facebook e foarte ambigu, cel trimis de SOMA. Vă propun ca primăria să facă o notă de informare a cetățeanului, care să fie pusă în fiecare poartă, ori prin poștă, ori cum găsiți dumneavoastră o metodă, pentru a fi informat. Adică să nu aibă nimeni scuze că nu mi s-a spus. Nu toată lumea se uită pe Facebook sau... Bine, e distribuit, într-adevăr, tinerii se uită acolo. Aș dori, pe înțelesul tuturor și al bătrânilor și al tuturor, făcut un fluturaș frumos și trimis către gospodării sunt în comună, să aibă toată lumea informații cum se selectează. Plasticul se pune în cubela neagră sau galbenă sau... Da. Exact. Deja au venit cu SOMA, mai un pic de răbdare. Nu, dar... Trebuie să vină, deci, la ora actuală, volumul mare, este foarte mare volumul de pubele. Și încă n-am intrat la rând ca să vină în comună. Ei deja împart aceste pubele în alte sate, în alte comune. Când aduc, noi mergem o persoană din partea primăriei, în momentul când ai dai omului voi. Cu proces ferul la aceste pubele, atunci îi dai, după care începem și să vedem și cu sancțiunile din urmă. Pentru că acum, dacă i-ai creat condiții, îi dai și sancțiuni. Nu sunt de acord cu sancțiuni fără să dai soluții. Avem soluții, îl obligăm să facă cum trebuie. Păi și specificat pe acel fluturaș acesta. Nu, domnule, vreau să întrebați. S-a spus. Deci, eu zic că acum, cu selectarea colectivă, vom face cât de cât comuna se va curăța. Eu aș refera totuși să vă gândiți foarte serios la sancțiunea să vină la treia abatere, dacă vreți să vă spun sincer. Adică sunt foarte persoane vârstnice care nu conștientizează și eu văd pe zi ce trece, chiar eu am spus noi, și e greu. Noi respectăm legea. Eu citesc în lege ce spune legea.
Nu poți a treia să notezi, a treia, a patra, a cincea. Deja avem de atâta timp tot informăm, de atâta timp anunță preotul la biserică. Și avem, domne, că nu aruncă băbuța, aruncă constructorii, aruncă cei care au mașini, aruncă cei care au căruțe, aruncă și ăștia, te întâlnești cu el și aproape că îi interziși, dar nu înțeleg. Trebuie sancțiune. Aș vrea să vă întreb, ați dat vreo sancțiune până acum cuiva? Avertisment, sancțiune, amendă? Nu știu, trebuie mediu să vă... Eu n-am auzit pe nimeni să așa dat este. Vreun avertisment sau o sancțiune sau amendă? Deci situația este atât de confuză. Și pentru că n-am soluții, eu nu dau sancțiuni până nu îi găsesc omului soluții. Încă da, dată, da, indiferent cine vine, de unde să vină, că ăștia de sus, vreau să spun, de la ministere, de unde? Și ei sunt numai cu vorba. Pentru că știu că n-au, nu există soluții. Unde să pună omul ăla care o dărâmat? Și să vină ăla de la Bacău, să duci la Buș? Nu ne referim la construcții, păi la ce? Ne referim la gunoiul de zilnic, care îl aruncă pe marginea șanțului, pe marginea părăului. Domnule, eu vă spun, au pensii 700 de lei, alții n-au pensii deloc. Sigur, educația... Ne întoarcem înapoi la camere de supraveghere și... Camere supraveghere, până n-am niște camere, deci asta aștept. Camere supraveghere cu bele. Și monitorizăm din scurt. Iar partea noastră, educația se face în zeci de ani în Uniunea Europeană sau unde în Occident. Ele s-au făcut într-adevăr forțat la început. După aceea, ca să ajungi la conștiință, trebuie cineva să sancționeze întâi. Dar va veni momentul acum, cât de curând. Și va trebui fiecare să înțeleagă. Încet, încet se întorc tinerii de care sunt de afară. Încep și ei, deci trebuie să ai cineva și de partea ta. Pentru că toți care spun hoții, care așa, ai pierdut credibilitatea. Și acum încercăm să vinem credibilitate, să avem credibilitate și ăla care vine, tu ai văzut că eu mă uit pe comentariile de pe Facebook. În momentul când cineva comentează și ăla îi răspunde, dar fă și tu curățenii, deja ai început, începe lumea să spună, bă, dar facem curățenii. Până sunt acum lucruri de bun simț. Sunt lucruri de bun simț. Am putea monta niște plăci avertizoare, măcar să am avertizare. Montat. Da, s-au montat. S-au montat. Și acum am montat și m-am dus să-i aruncat. Unde sunt plăcile, teoretic trebuie să fie și o cameră pusă care să supravegheze. Da, dacă nu deci vin la pachet asta. Vin la pachet, dar nu există. Deci nu am avut posibilitate. Un telecom nu are filtre peste tot. Acum vine Digiul și rezolvăm cu Digiul. Ei acum sunt mai flexibili și într-adevăr lucrează. Avem un calendar pentru primirea containerelor? Avem calendar, dar nu s-au putut ține decât. Deci trebuiau containerele să vină de două săptămâni. Am vorbit cu ei și au spus că nu le vin containerele. Deci aceste fugele sunt prea multe, probabil și una. Dar eu zic că cât de curând. Înțeles. Vreau două lucruri să ne spun. În legătură cu acele lucrări care le faceți pe drumuri, pe unde le faceți, eu propun să începeți să faceți postări. Foarte simple. Săptămâna viitoare avem lucrări în zona respectivă pentru ca oamenii să dea informația mai departe și poate ajungeți să evitați conflicte cu proprietarii de terenuri din acele zone. Asta odată, pentru că avem pagina de Facebook a primăriei și putem să o folosim mai activ decât o facem acum. Și a doua mențiune, că tot spunea domnul vice de voluntariat, eu vă invit la toate acțiunile pe care tinerii le promovează. Noi am avut și acțiuni de ecologizare și de vopsit la terenul de la Buda și de tăiat iarba. Și de luni o să începem o campanie de tăiat iarba prin sat, prin comună, de fapt, că ne propunem să ajungem în toate satele, la care vă aștept pe toți, cu motocositoare, cu mânuși, cu ce e nevoie. Venim cu drag să ne anunțați. Aici aș avea un pic o remarcă. Ați organizat... Acum, cu sportul, cu ce ați făcut dumneavoastră, asta, cross-ul ăsta de 10.000 de metri. Eu n-am nicio problemă, faceți fiecare și toți facem. Dar haideți să respectăm un pic cadrul legal. Obligativitatea dumneavoastră ar fi fost să veniți la primărie cu acelere. Nu am organizat niciun caz. Dar n-a fost acest... Nu, a fost o campanie națională la care tinerii s-au alăturat. Nu dacă s-au alăturat, dacă s-a desfășurat pe raza comunei. Legea
60 sau care le prevede clar că trebuie obligatoriu și am urs poliția și mers și... Nu, dar tu nu ați participat. Nu, 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 vorbesc acum, vorbesc acum cu 10.000 de metri. Nu avem nicio problemă, niciodată n-am zis, ați venit, de câte ori ați venit la mine, niciodată nu v-am spus, nu fă, fă. Haideți să facem, dar haideți să... Înțeleg la ce vă referiți, dar faceți o confuzie, pentru că acest cross nu a fost organizat de noi. Dar s-a desfășurat pe raza comune. S-a desfășurat pe raza comune și cineva a fost un responsabil pe raza comune. Dacă mai multe persoane stabilesc împreună să alerge de un anumit traseu, dar nu este un eveniment organizat de noi, dar ați dat pe Facebook. Se numește Adunare Publică. Se numește Adunare Publică. Deci ați dat pe Facebook. Eu n-am nicio problemă și eu chiar mi-au spus. Deci, băi, dar tu ești primar, tu fă. Zic, băi, nu intru în conflict pentru nimicul. Eu sunt omul care sunt totdeauna am o gândire pozitivă și vreau ca să facem. Dar cadrul legal este cadrul legal și ar fi bine să respectăm, indiferent în ce partid facem parte. Aș vrea, tot am deschis subiectul ăsta, suntem aproape și aș vrea să punctez un lucru. Apropo de domnii care filmează. Știți că s-au plătit în avans serviciile pentru filmare. Noi am insistat de atâtea ori să filmeze online, ceea ce nu s-a făcut până acum. În contractul care l-a semnat cu dânsii era vorba să vină pentru orice eveniment care se desfășoară în raza comunei Cleja. Și apropo de treaba asta, când a fost acel cross de a-ți participa și dumneavoastră și familia dumneavoastră, dânșii nu au fost prezenți. Cum puteți să explicați treaba asta? Că banii și le-au luat. Nu, nu, nu. Stați o secundă. Când au fost aici așa, ce am avut, cu ziua eroilor, i-am anunțat, au venit, au filmat. Dânsii, dacă nu sunt anunțați și dacă dumneavoastră care ați organizat acest cross, n-ați beneficiați să-i chemați. Eu nu pot să... Dar dumneavoastră trebuia să-i chemați, că autoritatea locală. Dar dumneavoastră trebuie să mă înștiințați pe mine că faceți acest post. Dar ați fost prezent. Nu, ei vin așa, au zis, când ne chemați, eu mi-am chemat. Când mi-ați chemat, dați știu de eveniment și mi-ați chemat. Era datul de dumneavoastră. Contractul, stați o secundă. Contractul este de 670 de lei. Este un contract, este lumea aici așa, este un contract care... ca să vină de la, și să filmeze și cura, nu este un contract foarte mare. Dar dumnealor au spus așa, venim în situații deosebite, care aveți nevoie, venim și vă chemăm la zilele comune, o să vină probabil figură și anunțări. De data asta, eu nu i-am anunțat, dar dacă dumneavoastră ați fi dorit, ați fi trecut pe hârtie și eu i-am anunțat. Nu mai e, dar de sens, haideți să... Bine că avem un... antecedent în situația asta și știm de acum ce să facem. Vreau să facem următoarea precizare. Nu s-a achitat nimic în avans. Se achită lunar. După ce vin la ședință, se întocmește factura. Se face proces verbal de predare-primire a DVD-ului și a serviciilor și se plătește lunar. Ceea ce confundați dumneavoastră este achiziția publică. Una este SEA cu achiziția publică, am făcut achiziția publică, am semnat contract și alta este plata. Plata este lunară. Da, și nu și-au depinit atribute și-au luat bani. Aici am văzut să stați până să subliniez. Când a fost eveniment, tocmai ce v-a zis, a fost eveniment. Dacă n-a fost era de datoria primăriei, se arată că primăria a semnat contractul. Aș vrea să vă întreb referitor la rectificarea bugetară pe care o să o facem săptămâna viitoare și pe care o vom discuta. Dacă în ce stadiu ne aflăm și cu balastrarea drumurilor, pe care ne-am discutat-o, cred da. Că... Dumneavoastră concasat. Da. Deci, piatră concasat. Piatră concasat. Deci suntem la finalitate. Acum suntem la final aproape. Terminăm partea aia de sus. Strada Cornățel, strada... Am terminat. După care începem cu balastarea. Asta este. Și sper că o să iasă și o să vedeți dumneavoastră că acum fac rigolă peste tot, cu codețe, după care facem o treabă care să dăinuie. Iar ceea ce cred că vom face, noi avem un bugetul actual, avem la excedent și să văd dacă reușesc, avem două proiecte de drumuri la CNI depuse. Vreau să văd dacă acum reactualizăm proiectul, că un proiect durează un an de zile, după care se expiră și trebuie din nou reactualizat. Să văd dacă vorbesc cu proiectantul, eu aș vrea să fac din fonduri proprii aceste drumuri. Și sigur că în momentul când faci pe fonduri proprii, nu mai faci. Proiectul trebuie să fie un pic diferit de cel de la CNI, pentru că la CNI se finanțează și podețele, și rigolele, și toate. Este un proiect mai am. Să văd în ce condiții pot să
Deci le rup din proiectele alea și o parte să facem pe banii noștri și cred că voi face partea de sus unde ploi, unde drumurile sunt în pancă. Asta vreau să le facem. Și la Somușca câteva drumuri care sunt tot în cadrul proiectului. Cred că vom face pe banii noștri foarte multe proiecte, pentru că acum pentru gaz nu mai poți tu ca UAT să finanțezi aceste linii și noi ținem ca să... Da. Din ce mi-aduc eu aminte, noi avem un excedent de 13 miliarde. Nu, avem 40 de miliarde. Excedentul la sfârșitul anului a fost de 43 de miliarde. Am angajat pentru anul acesta folosirea excedentului 1.360.000. Nu, avem un excedent. În lista de investiții. Nu, altceva vreau să deschid un subiect puțin. Da. Avem un excedent de 13 miliarde 600 și ceva și probabil din acest excedent noi vom achiziționa budul de excavator. Eu mă și pregătesc pentru ședința de săptămâna viitoare, de aia și discutăm la diverse. Dacă noi scădem 5 miliarde, cât ar spuneți dumneavoastră, și cu rectificarea bugetară de 1.700.000.000, ne ducem undeva la 6 miliarde. Avem 1.363 cu zero de rigoare, înseamnă 13 miliarde excedentul bugetar de anii anteriori. Dați-mi să vă lămuresc. Excedentul din anii anteriori este 43 de miliarde, vorbim în bani vechi, iar excedentul angajat a se cheltui anul acesta a fost 1.360, la care am adăugat, aveți în lista de investiții, am adăugat bun de excavator. Preconizați, aveți o predicție la suma de 13 miliarde, dacă se va mai adăuga în perioada următoare alți bani, aveți o... Păi sigur că, dar în funcție de investițiile cu care venim... Eu vă întreb și 10, pentru că dacă noi luăm din excedentul ăsta, luăm 100.000 de euro pentru budul excavator, da, facem diferența. Nu, stați o secundă, sunteți un pic de... Probabil. Excedentul nostru a fost 45 de miliarde. Bun. Angajat avem 13 miliarde. Pentru anul acesta. Pentru anul acesta. Diferența sunt banii noștri. Sunt acolo. Iar în momentul când mai cumperi un teren, mai scoți din aia 45 și mai departe, dar noi vom face și anul ăsta vom avea un excedent, deci excedentul nostru va crește. Ce se întâmplă? Eu am ținut totdeauna ca ce se poate cumpăra, ce se poate finanța, să nu cheltui banii noștri. Dar nici nu vreau ca să crească grămada foarte mare acolo și la un moment dat când te duci undeva și te întreabă finanțele, tu trebuie să... Când zici că ai bani, bă, ăsta are bani, nu-i mai dăm, știți? Adică, pe la urmă, CNI-ul, nu știu, la ora actuală nu finanțează drumul. O să-ți facă un PNDL 3. PNDL-ul, până nu se termină PNDL-ul 2, nu se finanțează. Așa că, nu știu, bani nu sunt la guvern. Deci, noi știm situația economică a țării și tocmai din cauza asta vreau să finanțez aceste drumuri pentru că nu sunt sigur. Și atunci vor rămâne. Deci, eu cred că în acest mandat fiecare lucioară va avea asfalt. Deci, încă o dată, am credința asta. Pentru că măcar un proiect în 4 ani, dacă acest guvern nu reușește să ne finanțeze pe noi UAT-ul, atunci degeaba stă acolo. Și atunci, din două proiecte, unul fac pe fonduri proprii, din astea două proiecte, să văd că asta, pentru că dacă fac pe fonduri, pe banii mei, nu mai este atât de scump acest proiect decât dacă îl faci pe ei, pentru că ei impun anumite condiții la CNI în momentul când faci un proiect. Sunt diferite așa. Acum, noi vom face și vom face pe banii noștri aceste dealurile, deci toate drumurile. Iar un proiect o să rămână de diferența de străduse care mai există. Budul de excavatorul ne va schimba fața comunei? Noul budul de excavator. Sigur că da. Deci, încă o dată, noi avem, s-a făcut acest caz cu angajarea șoferului de atunci. Și știți foarte bine, război. Deci am angajat un șofer cu liceu. Ce se întâmplă? Cine are mașină de 40 de tone, e obligatoriu trebuie să ai manager de proiect în cadrul instituției. Fără manager de proiect nici nu poți, legea prevede ca fiecare instituție să aibă acest manager de proiect, nu poți să ai cu două ore, adică să mai angajezi din altă parte un manager de proiect. La ora actuală legea a restricționat și trebuie. Dacă nu ai liceu, nu ai manager de proiect. La fel, acest șofer care este angajat are și pregătirea din bul de excavatorist. Dacă eu aduc acest buldo, doar mașina mare nu avem tot timpul să cărăm nevoie. Și atunci al pun, astăzi te duci la tăiat, înțelegeți? Situația e destul de, la mine, adică destul de calculată și destul de bine
ideile mele sunt destul de bine formate. Aș rectifica puțin cu război, nu este un război. Hai să spunem că funcționează democrația. Nu. În urma unui anunț public trebuia să prezinte mai mulți. Da. S-au prezentat doi și știam de la început ce nu o să câștigă. Da, ce vorbim aici? Nu. Dar știam că o să fie domnul Dogar de două luni înainte. Nu s-a prezentat nimeni. A fost singurul punct. Dumneavoastră a spus în ședință că s-au prezentat și din Clujă, dar nu mai pot veni salariul. Exact asta. Important este că în următoarea perioadă să schimbăm puțin niște lucruri, pentru că și noi, în calitate de consilieri aici, suferim la fel ca dumneavoastră. Și din punct de vedere electoral, și din punct de vedere personal, și știți și la fel ca noi. O să aveți susținerea noastră ca să schimbăm. Eu vă mulțumesc. Atâta timp cât rațiunea domnește asupra noastră, noi vom face lucruri frumoase în programul nostru. Să nu mergem pe sentimente și pe... Mai avem o soluție. Sau să rămânem cu discuțiile aici. De obicei rămânem cu discuțiile aici. Avem o soluție pentru curățenia din comună. Legislația în vigoare ne dă voie să angajăm zilier din cadrul comunei și să facem curățenie în comună. Doamnă, vă zic aveți că ce trebuie făcut. Și reiterez a patra oară. Vorbesc cu domnul viceprimar. Sper ca de mâine, dacă nu chiar săptămâna asta, să văd peria aia care ruginește acolo pentru buldog, să văd că curăță praful de pe dinte. Eu ți-am zis, este a patra oară. Nu te-am gândit de chestia asta. Nu, dar am spus și dinainte că nu voi pune pe atât aceste lucruri care sunt mult mai prioritare. Da, ca să faci curățenie cu peria aia durează jumătate de oră ca să mergi pe tot drumul să-l cureți. Jumătate de oră poți pune pe dinte. Nu se vrea. Îi mulțumim domnului prefect pentru că are răbdarea să ne vadă așa puțin contradicțiile. Și i-am arătat și dumnealui că democrația funcționează la noi. Chiar a fost o ședință ușoară, adică nu vă puteți plânge. Eu m-aș fi bucurat să stați până la capăt și aș fi dorit, domnul prefect. Să veniți când avem aceste hotărâri cu școlile astea numărul 2 și numărul 1. Ce se întâmplă? Ca să... Băi, statul titulat pe o discuție. La noi consilierii aici spun nu sau spun da. Dar fără să... E dreptul lor. Fără să motiveze de ce spui acel nu. Acum, eu vă spun, le spun lor de față cu dumneavoastră că discuțiile sunt mult mai... frumoase, ca să spun așa. Mai corect. Ce se întâmplă? Noi nu suntem aici că începe să spună, bă, că e mult, că e puțin. Dom'le, ce e mult? Ce e puțin? În spate, când ai o expertiză, când ai un verificator de proiecte, când ai un diriginte de șantier, când ai un control de la MEDERA primise ce pe care le fac eu, atunci tu îți permiți să spui că e mult, că e puțin? Domn. Înțelegeți ce vă spun? Aici e problema, adică să știm ce dacă știm, noi votăm într-adevăr, votăm să crească această școală. Bun, au apărut probleme și vă pot explica, problemele sunt foarte simple și foarte... Dar dacă omul spune, nu domne, nu dau, acești bani care s-au dat la MEDERA, tu nu poți opri lucrarea la ora actuală, tu trebuie să finanțezi, să mergi în continuare cu NCS-uri, cu NR-uri, ca să duci treaba până la capăt. Eu m-aș bucura dacă aș avea un sprijin în dumneavoastră și spuneți, măi, oameni, haideți să construim, haideți să facem, nu, adică eu le explic. Dar nu cu echipe de astea. Cum? Nu cu echipe de astea de care s-au adus. Mai spune-mă dată. Nu cu echipe care sunt la școală acum. Ăștia sunt oamenii. Deci ascultă. De oran, peste doi ani. Ăștia sunt la licitație, tu n-ai ce faci. Lucrările n-au culoare, n-au foare. Te bucuri când vine cineva. Dom'le, e atât de lucru, e atât de mult de lucru pe piață. Nu-ți vine la licitație. Sunt cunosc localități în care stau și nu vine nimeni la licitație. Dacă îmi permiteți, cum am venit acum la invitația domnului Alexov, vă promit că o să vin și la invitația dumneavoastră oricând mă veți invita, da? Măi, de ședințele astea aici, cu lucrurile astea, două, dacă fără nicio, fără nicio problemă. Aș vrea să închei cu... numai că să știți, atunci când discutăm de legalitate, într-adevăr, nu avem ce discuta, facem doar ce este legal, exact, cum a spus și dumneavoastră, dar când discutăm de oportunitate, e atributul lor și ei hotărăsc ce lucrări se fac și ce lucrări nu se fac. Da. E oportunitate. Da, am înțeles. Oportunitatea, dacă e începută, ea e oportună.
Este o grădiniță, este o școală, ea trebuie să meargă, nu există o oportunitate. Vorbesc, domnul Alexandru. Aș vrea să închei cu o glumă. Hai. Ne-a zis domnul Iștoc că se întâmplă să voteze da, se întâmplă să voteze nu. Și ca să întorc un pic moneda, așa, ca o glumă sarcastică, domnii de la, domnii din, de la guvernare, partenerii noștri, de la noi, de la Bacău, nu știu cu cine să fie. Ori cu unul, ori cu altul. Așa că și ei sunt da sau nu. Da, da. Așa că, da, știți da, cum e? În funcție da. de regule, zile. Regulile democrației sunt peste tot în lume. Problema este că în momentul când trebuie să ajungi la o înțelegere. De bună credință și bună credință. Domnule prefect, vă rugăm să ne uitați cu... Pentru rezolvarea apei. Specialitatea e solicită, eu răspund. Problema cu apa, dacă îmi dați voie să... Îi rog pe domnii consilieri, au dreptul, prin regulamentul de organizare și funcționare, să constituie o comisie care să se ocupe de o problemă. Chiar dorim să venim și să facem o comisie și să mergem la CRAP. Domnule, uite, a venit cu delegați, consilierii comune. Este o problemă. Haideți să o rezolvăm. Este foarte ușor să pasez aparatul de specialitate. Este atât de ușor. Dar noi nu avem instrumente legale ca să ne ducem peste ei. Așa, uitați, consilierii, o comisie formată... Haideți să declar ședința închisă, pentru că sunt și persoane care se grăbesc, am înțeles.